Vă salut, prietenii mei gurmanți! Bine v-am găsit la un nou video și astăzi o să pregătim coadă de taur, tocăniță din coadă de taur cu garnitură de cartofi. Da? Bun, această rețetă este o rețetă milenarie după vremea romanilor și din ce în ce o să fie mai greu să găsiți coadă de taur și așa că eu vă recomand să folosiți coadă de vițel, vițea, vacă, bou, ce găsiți pe la... Ce găsiți la îndemână, da? Cu garnitură de cartofi. Și, dacă urmăriți acest video până la sfârșit, o să vedeți cele mai bine ascunse secrete pentru această delicioasă mâncare, da? Și în cazul în care nu sunteți abonați la canalul meu, vă rog frumos să vă abonați la canal, să dați un click la clopoțelul de jos ca să nu pierdeți cele mai frumoase rețete și cele mai dichisite rețete de la Sevi acasă. Vă iubesc! Pentru această rețetă nemaipomenită avem nevoie de coadă de taur sau de vacă, 2 foi de dafin, cimbru, praz, morcov, usturoi, ceapă, roșii, boabe de piper, un ardei roșu care este opțional, dar mie îmi place să-l pun că dă un gust foarte bun, cartofi pentru garnitură, boia dulce, făină și 300 de grame de vin pentru sos. Prima dată sărăm carnea, dăm sare, așa frumos, sare, piper, și acum o să vă arăt un truc foarte interesant, cum o să trecem carnea prin făină, da? Deci, este opțional să trecem carnea prin făină. În cazul în care nu trecem carnea prin făină, trebuie să avem mare grijă, să astupăm cu un capac când se prăjește, deoarece o să sare, o să sare pe noi. Dacă o dăm prin făină, o să o prăjim foarte bine și o să o închidem foarte interesant. Băgăm carnea într-o pungă cu făină, da? Și în felul acesta vom folosi mult mai puțină făină pentru carne. Acest lucru este opțional, pentru cei care nu vreți să folosiți făină, nu este nicio problemă. Doar că în momentul când o să prăjiți carnea, va trebui să o astupați cu un capac. Da? Mă duc să spăl farfuria și scoatem carnea. Uitați-vă ce frumos a rămas carnea, vedeți? A folosit doar făina necesară. Acum o scoatem. Cum v-am spus înainte, lucrul acesta este opțional. Nu trebuie să o dăm prin făină dacă nu vreți. Doar că în momentul când o prăjim, dacă nu o dăm prin făină, o să sară tot uleiul și toată grăsimea și toată apa din carne, o să sare și va trebui să folosim un capac. Da? Haideți să trecem la prăjit. Eu cu sosul o să-l pasez la sfârșit. O să le tai ceapa și toate legumele, o să le tai un pic mai mari, da? Vedeți? O să le tăiem un pic mai mari. Nu mă interesează să fie mici pentru că o să le pasăm. Așa. Și nu pierdem timp cu tăiatul. Bun, perfect. Perfect. Avem aici toate ingredientele tăiate. După cum am spus, eu le tai un pic mai mare, că o să le pasăm la sfârșit. Și cel mai important, care am uitat să vi-l prezint, uleiul nostru de măsline. Da? Haideți să începem să prăjim carne. Așa, punem uleiul la încălzit. Da, mereu ulei de măsline, ulei de măsline virgin, sănătos, natural. Și prăjim bine, bine carnea. Hai, dăm drumul aici să încălzească. Așteptăm să încălzească uleiul. Acum așa, aranjăm frumos așa, coada de taur. Aveți grijă să nu vă ardeți, și o prăjim la foc încet, la foc mic, pe toate părțile, da? Da? M-am dat în cărnița, frumos, încet, încet să nu ne ardem. O lăsăm să prăjească bine, bine pe ambele părți. Da?
În felul ăsta nu o să se sfărâme la sfârșit, după ce o fierbem bine, bine. Da, încercați să nu stropiți prea mult, să nu vă ardeți. Acum continuăm fierberea. Acum că avem carnea gata, o scoatem. Scoatem carnea, lăsăm un pic focul mai mic. Asta poate să-mi stea un pic mai mult. O scoatem aici. Bine, se mai putea lăsa un pic. Și acum, prietenii mei gurmanzi, adăugăm ceapa cu usturoiul foarte încet să nu ne ardem, da? Ceapa cu usturoiul o adăugăm. După care celelalte legume, și vreau să filmați aici, uitați ce culori frumoase, nu? Să nu credeți că doar la muzeu vedeți culori frumoase, uitați aici ce prezentare frumoasă avem. Să nu uităm cimbru, da? Imediat o să-l adăugăm. Dăm drumul la foc un pic mai tare. O idee, cum îți iau o bunică de-a mea, o idee mai tare. Și să auzim, i-auziți. Trebuie să auzim sunetul ăsta. Și acum adăugăm celelalte ingrediente. Foile de dafin, morcovul, razul, ardeiul. Și le lăsăm să se rumenească bine, 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 bine. Imediat să las. Ce miros, ce miros, ce miros hrănitor avem aici. Da? Le prăjim un pic. Prajul trebuie să tai mai bine, dar nicio problemă. Cum am spus, la sfârșit o să le pasăm cu mixerul. Haide să vedem acum. Să le lăsăm un pic să se prăjească, dăm un pic foc un pic mai tare și, cum s-au prăjit, punem roșiile. Am adăugat cimbru și adăugăm un praf de sare. Ce foarte frumos. Le lăsăm un pic să se rumenească și adăugăm imediat roșiile. După care o să vedeți cum punem vinul și continuăm cu rețeta. Acum punem boia dulce. După ce am adăugat boiaua dulce, trebuie să o punem, încercăm să o punem toată. Nu o lăsați foarte mult timp pentru că o să dea un gust foarte amar. O lăsăm 10-15 secunde așa un pic să dea culoare și ca să nu s-ardă, adăugăm imediat roșiile. Da? Lăsăm un pic roșiile să-și lase zeama și imediat revenim și adăugăm vinul. Uitați aici. Ce culori frumoase, ce pastel de culori avem noi aici. De drag să faci și are un miros că te alimentează. Acum că roșiile și-au lăsat zeama, adăugăm vin. Vinul cu cât mai bun, sosul iese mai bun. Da? Am văzut cazuri când se pregătește cu vin alb, sosul o să vă iasă un pic mai alb, dar eu vă recomand să puneți vin negru. Așa, acum o lăsăm să fiarbă un pic, să iasă alcoolul și imediat adăugăm carnea. Așa, acum că a ieșit un pic alcoolul, dăm focul mai mic. Și adăugăm carnea. Adăugăm carnea încet. Acum cu mâna, aveți grijă să nu vă ardeți. Nimic nu e mai bun decât cu mâna. Niciun clește nu e mai bun decât mânuțele mele. Așa. Acum, haide, uitați. Cum o să omogenizează. Și acum vă spun, cei care aveți la îndemână ceva supă de carne, de pui, puteți să puneți. Eu, în cazul meu, o să pun apă, o să umplu cu apă, da? Că o să avem de fiert la ea. Dacă aveți oală la presiune, într-o oră eu cred că o să fie aproape fiartă. Dacă nu aveți oală la presiune, depinde de vacă cât de bătrână este și în cazul în care e taur, cred că aveți de fiert la el cel puțin 2-3 ore. Eu o să văd acum cât timp o să fierb și ca să dăm un pic de gust, eu, după ce o să înceapă să fiarbă,
am pregătit două cubulețe de cnor, de vegeta cu gust de pui, pe care o să le adaug. Da? Și nu uitați, o lăsați să fiarbă la foc mic. Nu trebuie să o grăbim. Dacă este la foc, dacă o fierbem la foc mic, o să avem un gust mai bogat. Între timp eu o să vă arăt garnitura mea preferată pentru această mâncare. Da? Eu suntem pentru 4 persoane, o să iau 4 cartofi. Uitați-vă aici ce le facem. Aici încet, 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 încet ca pe pepene. Foarte mare grijă cu cuțitașul. De ce frumos are. Aici avem un pic de unt. Da? Băgăm untul înăuntru. Punem un pic de sare. Avem aici un ulei de prima calitate de măsline, care îl adaug un pic pe cartof. Punem dopul la loc, ca la pepene. Așa. Și îl învelim în hârtie. Înainte să pun hârtia, mai adăugăm un pic de ulei de măsline. Așa. Un pic de sare. Și îl învelim. Îl băgăm o oră la cuptor și o să vedeți ce garnitură nemaipomenită avem. În afară de această garnitură, puteți să puneți piure de cartofi, cartofi prăjiți, cartofi natur, tot ceea ce vă place mai mult. Prietenii mei gurmanzi, după 2 ore de fiert, mie mi se pare că carnea, uitați-vă la ea, îmi spune, uite-te, dar nu mă atinge. Da? Scoatem carnea. Vedeți? Scoatem încet, cu atenție. Să nu încercați cu mâna să o scoateți, să nu faceți prostia asta, da? Că vă mușcă. Da? Uite așa, încet, încet. E prima dată când folosesc și eu cleștele. Uite-te, dar nu mă atinge, pentru că o rupem, s-a desprins de os, totul perfect. Și acum o să facem sosul. Vedem ce mai avem noi pe aici. Gata. Le-am scos toate și acum pregătim blenderul și facem sosul. Și pentru... Ceva foarte important, căutați frunzele de dafin și scoateți-le afară, da? Uite, uite, am găsit una. Le scoatem afară, să nu cumva să le treceți prin blender. Oricum, acum nu o găsesc. Uite că am găsit-o și pe aia altă. Uite, că bag. Uite că am băgat mâna. Na, că am mai găsit încă ceva să fac cu mâna. Și acum pregătesc blenderul și le pasăm să pregătim sosul. Prietenii urmați, trecem sosul prin blender. Cum am spus, facem încet, încet, încet. Acum, când avem sosul pregătit, o să vă arăt ceva extraordinar. Avem aici 4 cuișoare, da? Și trucurile le arăt mereu la sfârșitul videoului. Pentru cei care urmăresc video până la sfârșit și dacă nu ești abonat la canalul meu, îți recomand să te abonezi. Punem 3 cuișoare și, bineînțeles, punem înapoi frunzele de dafin pe care le-am scos. Și acum, auleu, trebuie să punem carnea la loc încet, încet și o lăsăm să mai fiarbă 15-20 de minute. Și ce o să scoatem noi aici? O să-mi scrieți voi în comentarii. Și vă dau o recomandare mare. Dragii mei prieteni, prietenii mei gurmanți, cei care aveți restaurante în Germania, Italia, Albania, Spania, România, faceți această rețetă în restaurant și o să dublați clienții. Deci așa ceva este o rețetă milenarie după vremea romanilor. Deci este ceva nemaipomenit.